Din 4 iulie, modificările efectuate în programul social de compensare cu 90% a medicamentelor au devenit operaționale. Odată cu extinderea pragului de pensie, mai mulți pensionari vor avea acces la medicamente compensate. Noul program de compensare a medicamentelor prevede extinderea pragului de pensie până la care se poate beneficia de medicamente compensate și permite accesul la medicamente compensate pensionarilor care realizează venituri modice în afara pensiei. În același timp, odată cu intrarea în vigoare a acestui program, beneficiarii vor prezenta talonul de pensie și actul de identitate, fără a mai depune declarații referitoare la veniturile obținute, punctează președintele Casei Județene de Sănătate Sălaj, Olga Stana. Beneficiarii programului sunt pensionarii cu venituri din pensii de până la 900 de lei pe lună inclusiv, care nu primesc și indemnizație socială, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, și pensionarii cu venituri din pensie și indemnizație socială, cumulate de până la 900 de lei pe lună, inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri. Începând cu această dată, beneficiarii programului nu vor mai depune la medicul de familie declarația pe proprie răspundere referitoare la veniturile obținute, vor prezenta talonul de pensie și actul de identitate. Având în vedere că reglementările hotărârii de guvern 436/2017 sunt aplicabile începând cu luna iulie 2017, la prescrierea medicamentelor din sublista B pentru asigurații pensionari mai sus menționați, medicii de familie vor lua în calcul talonul de pensie aferent lunii iunie 2017 dacă asigurații nu au intrat în posesia talonului aferent lunii iulie 2017 la data prezentării la medicul de familie. Finanțarea programului de compensare cu 90% a medicamentelor din sublista B, prevăzută în hotărârea de guvern 720/2008, se asigură în proporție de 50% din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate și în proporție de 40% din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății. Prin noul program se reglementează și problema pensionarilor care realizează venituri modice în afara pensiei, spre exemplu din dobânzile pe economii. Totodată se debirocratizează și activitatea medicilor de familie, care nu vor mai trebui să solicite declarații pensionarilor. De asemenea, conducerea Casei Județene de Sănătate Sălaj punctează că nu este necesar ca rețetele eliberate până la această dată să fie modificate odată cu intrarea în vigoare a noului program. Rețetele medicale electronice emise de furnizorii de servicii medicale anterior datei de 4 iulie se pot elibera de către farmacii până la data expirării termenului de valabilitate al prescripției medicale stabilit potrivit prevederilor legale în vigoare. Deci nu vor mai trebui cei care au rețeta, nu vor trebui să meargă la medicul de familie să le modifice, să le transcrie rețeta. La nivelul județului Sălaj au fost prescrise în anul 2016 un număr de 34.188 de rețete pentru un număr distinct de 7.079 de pensionari cu venituri provenite numai din pensii sub 700 de lei pe lună și a fost decontată suma de 2.769 lei. Programul de compensare cu 90% a medicamentelor a fost modificat prin hotărârea de guvern numărul 436 din 2017, adoptată la sfârșitul lunii iunie.